Spitalul din Vânju Mare nu a avut niciodată datorii și deservește 70.000 de locuitori din 23 de comune. Pentru că este cea mai apropiată unitate sanitară pentru mulți mehedințeni, saloanele sunt pline. Deci a fost rentabil tot timpul. Serviciile acordate populației au acoperit și cheltuielile spitalului. Bolnavii nu au fost nevoiți niciodată să cumpere medicamente cu bani din propriul buzunar. Stocul de medicamente ne încadrăm în stocul normal de medicamente, deci minimum o lună. Minimum. Avem și pe 2 luni la medicamentele de urgență. Populația este în pericol să rămână și fără singurele laboratoare de analize medicale sau radiologie din oraș. Tot aici își desfășoară activitatea singurul medic pediatru care, numai în ianuarie, a îngrijit 100 de copii internați. Sunt urgente, trimiși de medicii de familie, deci sunt în permanență în alertă. Pentru că nu are o a doua linie de gardă și un medic chirurg, spitalul ar putea să devină azil de bătrâni sau centru de permanență. Numai că într-un astfel de centru, asistența medicală este asigurată de medicii de familie și nu de specialiști care trebuie să fie transferați în altă parte. Probabil, toată populația din zonă va sufoca spitalul județean și o să vedeți acolo că vor fi 3 în pat sau 4 și numai activitate medicală adevărată nu va fi. Momentan am fost puși prea repede în fața acestor decizii și momentan nici eu nu știu, vă spun personal, nu știu încotro să o iau. O să plece tot și o să rămânem fără asistență medicală. Asta e. Populația e cea care sufere. Vă rugăm noi pe dumneavoastră, conducerea spitalelor, să nu ne ia spitalul nostru de aici să-l mute la Severin, pentru că noi suntem oameni bătrâni și bolnavi. Am pe soțul meu de un an de zile, n-a ieșit din curte pentru că nu poate de picioare. Eu abia am venit, am plătit o mașină ca să vin până aici. Acolo am înțeles că sunt câte 2 în pat. Acolo am înțeles că se plătește injecțiile. Acolo totul este pe bani. Și noi dacă totul supletăm pe bani, acolo noi cu ce trăim? Pe 400.000 alocația care este alocație. Pentru partea de sus, să zicem, a mehedințului va fi o catastrofă. Catastrofă nu europeană, mondială, pentru că noi aici cu jmirul a desfințat. Dacă desfințează și spitalul Vânju Mare, noi nu mai avem unde. Lupta pentru salvarea unității medicale a pornit pe toate fronturile. În ceea ce ne privește inițial, demersurile noastre au fost orientate către păstrarea acestor unități în actuala structură și în continuare încercăm ca aceste unități să nu se desfințeze, iar dacă vor suferi modificările să permită accesul populației la servicii de specialitate medicală într-o altă structură, într-o altă formă de organizare. Ne-am gândit la camere de primire urgențe, bine dotate și bine puse la punct. Transformarea spitalului într-un centru de diagnostic și tratament, așa cum vor să ceară autoritățile locale la minister, înseamnă ca medicii specialiști să rămână la Vânju Mare, iar cei 70.000 de cetățeni să aibă parte și de acum înainte de asistență medicală de specialitate.